Salutare dragi urmași! Bun venit pe canalul nostru! Halil nu are dreptul să o critique pe Sila. Este mai bine ca el să aibă grijă de el însuși. Se vor răspândi o mie de zvonuri murdare. Acesta este rolul Silasi. Tim cu toții ca masa Kyobi îndeplinește instrucțiunile regizorului și toată lumea este pregătită pentru asta. Asaka Halil Bey, păstrează-te calm, uitate la tine femeile si plesnestele. Este o mare nedreptate dacă Sila nu a primit ce merita din încredere, dar dreptatea nu mana în capaine, se spune. Sezonul 1 este o capodopera în cinematografia turcească, în care Silam și Halil și-au făcut toate eforturile. Este o nedreptate ca Sila a rămas fără cota. Si sistemul acestei legi nu funcționează în Turcia, în opinia noastră, trebuie schimbat. Dumnezeul va pedepsi pe Nazime pentru asta. Dacă nu este deja pedepsit, le era frica de judecata lui Dumnezeu. Dar cine nu ar trebui să ocupe caunul nu exista, chiar trebuia să spună că se știa deja de la început că va fi un flop. Nu a fost uzor să ocupe locul Silei. Cuplul nu ar trebui să fie despărțit și ei au mult fani să accepte un altul apropiat de ea. Apoi, după părerea mea, ceea ce nu a ajutat a fost să refac acele scene făcute cu Sila, o repetare a doua sezoane, și asta a fost cea mai mare greseală, pentru că comparația a fost să piardă totul prost configurat de la început și acesta este rezultatul. Este un declin al unei capodopere făcută din răutate și încăpăsunare și apoi. Cine este cauza strigatului sau rău pentru el însuși? E interesant să te căsătorești cu cine în emane tipul. Cine a fost femeia este iubit de tot Halil. Acum se spune că este si căsătorit cu o znurcula și are o fică, o fata. Ce este adevărat sau fals? Nu există limita pentru aceste tip proaste. E bine că au scăpat de palma, dar totuși nu se lasă. Mă bucur că mâncarea este scăzută, cu cât îi arasi mai mult lui Yaman cu Nanoca, cu atât mai mult consumul va scădea, pentru că nu ne place Nanoca pentru ceea ce a făcut ea, pentru a vedea dacă se căsătoresc. Cifrele vor ajunge cu adevărat la zero, pentru că Yaman promite dragoste vesnică. Pentru a se hersi acum el ferge, totul se va arata la reating ca fanilor nu le place ce se întâmpla cu Nanoca. Ce te face să crezi ca motivul de spar? Iri de manager a fost tipul asta care l-a iubit atât de mult. Managerul s-a luptat din rasputerii să-i ridice salariul. Aca firma de bomboane avea salariul în mâna. Managerul nu a făcut. La vremea respectivă, a parasit slujba. Nici managerul, nici tipul asta nu-l urmăresc. Mi-au lăsat slujba pentru el. Nu era corect. E treaba lor, asta e a lor de batut. Toată lumea are un scop, undeva merge și în ce direcție zi stabileste cariera, e acolo și eu aici unde sunt. Acest interviu a fost acordat pe 25 septembrie după concert. Nu s-a văzut ostilitate, băiatul era normal, urează-i noroc și gata, pentru manager și pentru iubit, fie ca cei doi să devină buni prieteni și, în decursul timpului, cine știe că Halul nu vrea nimic de a face cu puterea mondială, familia lui nu o va permite. Acavia? A merge mai departe cât de mult iubita acestui tânăr care se luminează mult de a face piciorul va primi un picior în fund. Nunta ajunge să spună o întâlnire cu Sila, o putere mondială, toată lumea o vrea, dar ea nu vrea pe nimeni deocamdată, dar cine știe în viitorul apropiat, dar nu este Halil. Alții se vor bucura și pentru Sila Turcoglu este o tânără actriță, a frumoasă. I talentata de doar 22 de ani a pierdut singur, ea a fost norocul lui, dar este un trădător pentru bani și faima, parajul tuturor fără parerea lui. Celebru, dar datorită dansatorului nanuncasii lui Nazmie Khanum și producătorul vor cadea la pământ. Halil Jeyhan a pierdut o mulțime de fan din cauza lui Nanunca, chiar și în proiecte noi nu vrem să-l urmărim. Acesta este singurul actor care nu merita aplauze pentru Dumnezeu, domnii presei nu mai folosi în numele sau imaginea Sila cu Halil. Halil va să casatoare cu o femeie numită Merva? Este o lipsă totală de respect a de viitoarea so, e a lui Halil, Merva, aceasta fata nu are nimic face, i cu Sila?
ști mai mult dacă Avasa se căsătorează Halil, sfur, IT al relației dintre Sila, Halil Silas și Halil. Vreau să-l vad pe Aman Seher pentru totdeauna. Când îl vad pe Halil singur fără Sila, mă enervez foarte tare și vreau să-i scriu comentarii neplăcute, dar când îl vad cu Sila uitre sentimentele și furia. Fisi fericisi tinerilor. Vreau foarte mult să vă vad împreună, dar aceasta este alegerea vie. Itale. Halil și Sila ar fi foarte fericisi să-i vadă pe cei doi împreună pentru totdeauna, dar important este fericirea celor doi, indiferent cu cine formează o familie frumoasă și fericită. Iubesc acest cuplu ciocane deoarece în viața personală formează un cuplu frumos. Sunt perfecti, se potrivesc fizic din punct de vedere profesional, unul se sprijină pe celălalt, se calmează unul pe celălalt. Din ceea ce au spus în interviuri, el a spus un principal că el a liniștit mult, dându-i putere. Asta e tot ce are nevoie un cuplu în viața personală, în dragoste. Viața de zi cu zi în viața lor profesională, acesta se numește cuplul perfect și este foarte important în via a unui cuplu atunci când decid să îți întemeieze o familie. Sper că reușesc să rămână împreună pentru că sunt multe bârfe în presa zilnic. Un cuplu despre care se vorbește cel mai mult în acest moment. Sper că nu interferează cu viața lor privată, ca dragostea lor să nu fie zdruncinată de atâtea bârfe. Dumnezeu să vă protejeze, Dumnezeu să vă dea direcția corectă de la elepciunea segmentului și multă încredere în inimile lor, multă dragoste. Vă doresc toate cele bune om la ei. Actorii sunt îmbrăcati după cum cere scenariul și scenaristul. Dacă Ina Manet era îmbrăcată ca o baba, deoarece Nazmie dorea să o scoată în evidenta ca fiind modestă și mai ales pentru a pierde admirația publicului, ca să ia locul Nanuca cea excentrică cu hainele ei ciudate, închizil chic sărbetis în viața reală. Sila demonstrează că este o fata modernă, care se îmbracă conform vârstei ei și educației lipsită de tradițiile care, pe multe fete din Turcia le uratesc voit, ca să respecte niște tradiții din alte secole, ceea ce nu se potrivește cu secolul 21. Dar sincer cu tot ce spunem pe rețelele de socializare este ceva adevăr, Sila? Între doi actori are un comportament ciudat cu cei doi Halil? Iduca în actualul ei partener o face nu încetează să se lipească? I se lasă să arutată, în ciuda faptului că lui Halil s-a cerut să nu o facă dacă i-a plăcut, asta ar fi trebuit să facă, dar nu serialul pe care obrazul ei nu i se potrive? Deloc pe care nu ar fi trebuit să o facă niciodată, ca arată că ea vrea să se razbune pe Halil pentru că seamănă foarte mult cu povestea lor. Nu? Știu cum se va sfârși această poveste, dar fi în locul lui Halil, nu o voi ierta, nu acest comportament, nu respecta nimic, merge între doi barba. De parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, mă dezamăge. Până la un punct în care eu fanul ei s-a terminat? I cred sincer că nu ar trebui să fiu singurul pe care nu o mai recunoaștem. Lasă-i în pace, nimeni nu apar. În inima nu-i acolo, Halil foarte confuz nu a decis nimic în via. A lui la 40 de ani vrea să se căsătorească acum pentru că va fi puterea mondială în care se afla în vedeta pe care o are pentru a găsi o femeie pe care o alege familia lui, nu Sila, pentru că via a lui se va întoarce în jurul iadului. Dragostea pe care au trăit-o a fost în emisiune în via reală, este o altă discuție. Dacă nu s-a căsătorit până azi, se gândea la cariera lui, ca acum rândul lui Silas, ea abia începe. Trebuie să se căsătorească cu ceva din agenda lui pentru a-i oferi mamei tale nepo. I pentru ca vârsta trece. Dragi prieteni, care arată dragoste pentru Halil Ibrahim, Sila, vă vom transmite vouă, stima, ino, tri suporteri, pe măsura ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâne i pe faza pentru acces instantaneu la cele mai recente tiri. Abona i-va la canalul nostru, i-distribui i-videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările.
fi sănătos. Pascali.